Duminică dimineața, pe drumul spre Rus, în zona Parâng, a avut loc un cumplit accident de circulație, în urma căruia un tânăr de 21 de ani din Petrila și-a pierdut viața. Incidentul s-a soldat în total cu 6 victime, tineri care se întorceau de la o nuntă. Se pare că șoferul în vârstă de 27 de ani consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Duminică dimineața, în data de 6, în jurul orei 7, un conducător auto care circula din direcția Cabana Rusu spre municipiul Petroșani, pe drumul județean 709F, la kilometrul numărul 15, cu pierde controlul volanului și părăsește partea carosabilă răsăzmându-se. Toți tinerii accidentați au fost transportați la spitalul de urgență din Petroșani, dar aici tânărul de 21 de ani a murit în sala de operație. Au fost aduse în serviciul nostru 6 persoane victime la unui accident rutier, 2 dintre ele în stare extrem de gravă, prezentând politraumatism prin accident de circulație, traumatisme toraco-abdominale. S-a intrat în 2 săli consecutiv cu cele 2 cazuri, venind de acasă chirurg și medic anestezist. Gheorghe Moian era și instrumentist. El cânta la saxofon. De data aceasta însă el a făcut schimb cu un alt saxofonist, pentru ca el să poată merge ca invitat la nunta unui prieten din copilărie. Colegul cu pricina, Cornel Blaj, povestește cum a dialogat pentru ultima dată cu el. M-am întâlnit cu el și m-a rugat, chiar a insistat foarte mult, să merg în locul lui la acea nuntă. El, vrând să meargă la Jieț, unde s-a întâmplat tragicul accident, el a copilărit mult cu Mirele, la care a fost la nuntă. Și a vrut să meargă, a insistat foarte mult să meargă la acea nuntă. Sunt fiind liber, m-am dus la nuntă undeva în zona Hațegului. Duminică dimineața m-au anunțat colegii toți de tragicul accident. Ca să-i mulțumească pentru că au făcut schimb, Ghiță, cum îi spuneau prietenii, a încercat să-l sune la telefon și apoi a scris un SMS. Îi spunea acolo că o să-l respecte toată viața și îi ura sănătate și fericire, pentru că l-a lăsat să se distreze cu prietenii lui. Sâmbătă seara, în jurul orei 8, m-a sunat de vreo 10 ori și n-am putut să răspund la telefon, fiind la nuntă. Lumea se distra, iar în jurul orei 8 și 10 minute mi-a trimis un SMS prin care mulțumea pentru gestul pe care l-am făcut, mergând eu la acea nuntă în locul lui. Voi rămâne cu marcat pe viață și cu un gol în suflet, pentru că dacă eu nu mergeam, poate el era în viață în ziua de azi. După ce s-a răspândit teribila veste a morții tânărului, pagina lui de Facebook s-a umplut de mesaje de condoleanțe din partea prietenilor. Cu toții îl plâng și îl regretă pe tânărul saxofonist, care făcea parte din ansamblul Bujorii Muntelui. De altfel, el a și participat la câteva emisiuni produse de Mondo TV.